Și anul trecut a fost cu programul Work and Travel în Statele Unite. Nu știu dacă ați auzit de programul Work and Travel. E un program în care mergi ca student în America și faci niște bani, călătorești și dacă pui și tu pomeni, poate te împrietenești cu bulgăroica. Și am fost anul trecut și prima mea dorință legată de acest program a fost să nu împart chiria cu români. Știți voi vorba aia, în momentul în care părăsiți țara, sunteți sfătuit. Ferește-mă, Doamne, de străin, ferește-mă, Doamne, de român, că de străin mă feresc și singur. Unde altă dată fac vers. Am auzit și eu, am ajuns în Statele Unite, așa că mi-am găsit un prieten marocan cu care m-am mutat într-o filișoară, să zicem, în patul supraetajat. Și am auzit, dacă tot e schimbul ăsta cultural, am auzit de backyard parturile astea celebre, petrecerile astea celebre ale lor. Adică cum ar veni petreceri din grădini. Și mă amuză foarte tare, backyard party, când zic cuvântul ăsta backyard party din engleză, dacă rostesc de mai multe ori, devine backyard party, parcă așa, parcă sună un cuvânt ungureț. Unde mi-a fost? Backyard party. Ai fost unde? Am fost la un backyard party. Unde l-am iubit? Ciuc? Da. Și am fost la un backyard party și acolo, bineînțeles, am auzit foarte multe despre cultura americană și anume că sunt dominicance, bulgăroace, americance, whisky, vodka, cereuri, trabucuri, de ce nu. Și am conversat, am socializat din plin cu oamenii acolo, am socializat, am vorbit foarte multe de cultură, doar de cultură. Și mi-am dat seama că la un moment dat, în timp ce discutam cu un american, teoria relativității lui Einstein, am auzit de afară ceva, un zgomot, o muzică, să zicem, care îmi părea destul de cunoscută. Și mă duc afară să văd ce se întâmplă. Băi, frate, se cinseze o horă ca la români. Hai, băi, băieți, băi, hai în coaș, băi, făceam ăștia astea, hai în coaș, băi! Și bineînțeles că am reacționat și eu. Who, me? I don't speak English. I am French. Je suis Charlie. Și bineînțeles, nu m-am băgat. Și eu știu cum Dumnezeu până la sfârșitul, la sfârșitul partiului, petrecerii, am terminat prin abia țuică de Buzău și a flirtat cu una care mă întreba și tu la ce facultate ești? Da, așa că mi-am dat seama că nu prea ține treaba asta cu făcutul banilor în America, nici distracție și oricum, ca toți studenții români, am acumulat tot ce am acumulat, mi-am luat un iPhone, m-am întors acasă. Și am ajuns acasă și acum m-am mutat cu prietena mea la o casă, care este lângă o grădiniță. Și grădinița asta e lângă un cimitir. Nu de alta, dar și copiii trebuie să învețe care este ciclul vieții de 360 de grade. Încep pe strada Speranței numărul 1 și o termin pe numărul 1A. Da. Și am ajuns la un moment ce am plâns de grădinița asta și am auzit așa, într-o sală de clasă, că se cânta la mulți ani. Și era lumea educătoare care zicea, haideți copii să-i cântăm cu toții Mirabele, haideți! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, cine să trăiască? Și în momentul ăla se face liniște și o fetiță zice, nimeni nu o să trăiască. Nu, de alta copii învață repede, așa am auzit și eu. Ei bine, după cum vă ziceam, am mutat cu prietena mea împreună și nu aveam copii. Încă? Și... dar ne jucăm. Ne jucăm foarte mult pentru că am auzit că într-o relație foarte bine să pui puțin, să condimentezi relația, să te joci, să ții flacăra aprinsă, să existe savoare, pentru că nu-i așa, asta face o viață de cuplu foarte sănătoasă. Și mie îmi place, eu mă consider un copil, îmi
place să mă joc și așa că am zis să mă joc și eu, să o surprind. La un moment dat era plecată și am zis să mă ascund. Am ascuns în patul din living, mi-am pus pătura pe mine, foarte, foarte multe perine. Și am zis, băi, lasă să mă confund cu perine. Vine ea, totul mi-a închis, toate luminile, vine, trece pe lângă pat, îmi dau seama că nu mă observă, nu vede nimic ca din ce am făcut eu, trece pe lângă mine, merge până în bucătărie, se întoarce, lângă pat începe să-și controleze în forșetă. Momentul în care mi-am dat seama că dacă eu atunci aș fi ieșit, ar fi făcut precum o capră narcoleptică, ar fi leșinat și ar fi murit și n-aș mai fi avut prieten. Deci aveam îndoiere este într-un aspect, nu pot să fac așa ceva, dacă moare, Doamne ferește, nu-i bine. Stă acolo și stă, pleacă în bucătărie, moment în care decid să ies și foarte subtil ca să nu o sperie. Și dau o pătura de pe mine și zic, iubita mea, draga mea, ce? Vrei să mă omori? Nu ți-e rușine? Mame, vreau să fac infarct. Draga mea, crede-mă că e foarte bine că am ieșit acum, că dacă...